Vești importante pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat că de săptămâna viitoare va începe recalcularea tuturor pensiilor. Turcan susține că softul pentru acest proces este deja pus la punct. Peste 5 milioane de pensii vor fi recalculate în următorii 2 ani. Procesul de recalculare a pensiilor va începe de săptămâna viitoare. Turcan a precizat că demersul are la bază 2 etape, iar softul pentru introducerea dosarelor în format electronic este gata. Procesul în sine al recalculării are 2 etape. Una este aceasta de evaluare, în care săptămâna viitoare, da, avem softul pentru introducerea dosarelor în format electronic. În paralel, pregătim varianta legislativă. Când sunt gata și evaluarea și varianta legislativă, se operează propriu-zis recalcularea, care, fiind într-un format electronic, nu va dura foarte mult timp. Raluca Turcan spune că se vor recalcula pensiile a peste 5 milioane de români. S-au recalculat aproximativ 1 milion de pensii în 3 ani de zile, iar noi ne propunem să recalculăm 5 milioane de pensii în maxim 2 ani de zile. Sper ca legea pensiilor, una peste alta, cu tot cu dezbaterea parlamentară, să fie finalizată în maxim 1 an de zile.